Salut și bine ați venit la Casual Friday Podcast. Sunt aici cu Lorena Lupu. Ce mai faci, Lorena? Bună, Alin, și mulțumesc frumos că m-ai invitat. Uite, foarte chill. Nu trebuie să stai neapărat așa aproape de microfon, poți să stai cum vrei, prinde tot ce trebuie, e ok. Stai comod, avem o oră la dispoziție. Wow, într-o oră se pot întâmpla multe. Se pot întâmpla multe. Suntem aici și cu tânărul Sergiu. Salutare! Nu-i merge microfonul, da, e ok. Da, mă, Lorena, și de ce te-am chemat? De ce m-ai chemat? V-am să te întreb cum e să iei ban pe Facebook toată ziua. Al câtelea ban e? Aoleu, le-am și pierdut numărul, dar știi, cu ban-ul e cam cum era repetența când eram noi copii, dacă nu, sau corigența. Dacă nu rămâneai corigent la ceva, nu erai școlar, adică erai utopic, așa. Și pe atunci chiar mă străduiam să fiu un om mai bun și să iau note mari, dar acum a început să-mi placă să fiu corigent. Să fii bad girl, așa, da. Te-ai ras pe parte, cam ăsta e talentul. Dar gen, la tine, la noi nu prea erau corigenți pe vremea asta, nu? Pe noi ne treceau chiar și așa, numai să scape de noi. La voi se purta chestia asta? Da, acum toată lumea o să află că sunt mult mai bătrână decât tine. Așa? Oricum te cunoaște mai multă lume pe tine decât pe mine. Mulțumesc. Mă onorați. Problema e că pe atunci încă își doreau să bage carte noi pe bune. Sau cel puțin oamenii din Sfântul Gheorghe. Oricum Ardealul are mai multă scurțoșenie așa și încă se cred oamenii în Austro-Ungaria. Amuzant e că erau profesori din ăia care chiar dacă știai materia îți dădeau numai 8 ca să te mobilizeze. Deci era chestia cu 10 nota profesorului. Da. Și se lăsau corigenți, oameni care chiar știau, dar numai așa ca să învețe minte și să le fie frică de școală și să se ambiționeze. Și acum când văd pe ce chestii se trece pe bac... Da. Mă apucă furia, adică... Dar se pare că e adevărată chestia că se făcea carte înainte? Măi, cel puțin când am făcut eu școala, da, și băgau carte în tine, uite așa, cu sila, te îndesau ca pe gâscă, știi? Dar nu-mi pare rău până la urmă, știi? Adică aptitudinea de a purta o conversație fluentă și fluidă... E un lucru care îți rămâne pe viață. Știi ce am văzut și mi s-a părut interesant zilele astea? Am văzut o profesoară, mă rog, o învățătoare, se filmase în timp ce țipa la niște copii că nu cântau cu destul patos. Și, mă rog, s-a filmat ea singură țipând la ei și a pus chestia asta pe grupul de WhatsApp al părinților. Uh-huh. Și bineînțeles că ăia au pus pe Facebook și mare shitstorm. Și mă gândeam că, da, evident, nu e ok să faci asta, să ții la copii că nu cântă destul și să te crizezi pe acolo. Dar bine, acum, știi care e chestia? Despre asta chiar am păreri. Noi avem păreri. Ideea e că am terminat învățământ artistic, adică teatru, și am fost și la Școala Populară de Artă înainte ca toată lumea. Și vreau să spun, chestiile astea, muzică, desen, actorie, pasiunea nu se insuflă țipând, așa cum nici în sex pasiunea nu se insuflă țipând la celălalt sau nu în faza incipientă. Că după aia când treci la acțiune poți să ții liniștit, e chiar recomandat și să aibă vecinii de ce să te urască. Așa, nici în cântat, nici în jucat, nici în țipatul îți ucide spiritul. Adică chiar dacă ai venit cu chef de cântat și aș începe eu să urlu la tine, ți-ar muri definitiv și abia ai aștepta să scapi. Da, ceea ce vreau să zic, nu e neapărat că ok, nu așa faci copiii să vrea să cânte. Dar voiam să zic că acum a fost creat un întreg shitstorm pe chestia asta și mă gândeam cum era când eram eu în clasa 1, a 4, whatever, și mi-amintesc că efectiv luam bătaie pentru că nu știam. Adică nu că eram rău, un copil rău, sau că făceam scandal, sau că... luam bătaie pentru că nu știam, știi? Și mă gândesc cum ar fi privită chestia asta în ziua de azi. Adică eu am făcut ieri, practic, am fost ieri aproape în clasa 1, și n-a trecut foarte mult timp de atunci și mi se pare ireal că atunci era o practică absolut acceptată și mama e învățătoare
Și era ok cu faptul că luam bătaie la școală, îi se părea, da, 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 părea, da, normal. Da. Și luam bătaie pentru tot soiul de obiecte, adică ți se rupeau Adidas și luai bătaie. Nu știu, spărgeai un pahar, luai bătaie. Un pahar de 10 lei, adică eu valoram mai puțin de 10 lei, fratele da, meu. Da, da, tu luai bătaie și rămâneai tot la fel, adică da. Faptul și că cred aveai că și tu la fel, impact adică emoțional nu mai contează, știi? Da. Da, zici, adică voiam să te întreb și pe, și pe tine, dacă la voi se obișnuia să se ia bătaie la școală în caz că nu știai, știi? Repet, tot în Austro-Ungaria nu prea dădeau un copii, știi, la școală. Mai degrabă erau profesorii erau foarte sobri așa, da. Și foarte și îți țineau câte o speech din ăla din adâncul grădinii încât ai fi preferat să te bată. Și culmea, erau relativ puțin repetenți ca dovadă că tortura psihologică întotdeauna a fost mai eficientă decât cea fizică. Da, super, hai să torturăm psihologic copii de clasa 3-a, că... Nu știu, și... dar mi-amintesc că adică noi am luat bătaie până târziu. Cred că la liceu a început lumea să nu mai dea în noi. Bine, dar stai puțin, tu ești din regiune de mineri, adică da, la da, voi... Da, la noi... Da, așa se... Da, ca să, na, ca să-i dai lopata în mână la 18 ani trebuie să-i faci antrenamentul înainte. Corect, mi se pare corect. Da. Adică au venit minerii la București pregătiți atunci. Păi și erau despre asta e vorba. Bătaia luată. Că râdeam, de exemplu, tot așa într-un context, povesteam cu un domn care a fost miner, n-am prejudecăți, adică din potrivă respect foarte mult oamenii care pot face genul ăsta de munci, pentru că îmi dau seama că eu cu musculatura mea... Hai că stau bine. Așa, n-aș putea munci într-o mină poate nici 2-3 zile legat și aș fi pe targă undeva. Deci respectul meu pentru oamenii care pot face aceste munci. Și, dar ce vreau să spun era mentalitatea zonală, adică povestea foarte serios că eu nu dau în femeie. Am dat o singură dată în soră mea, dar am dat pentru că sărise cu cuțitul la mine. Adică, da, wow, pur și simplu, viață de familie, știi? Oamenii sar cu cuțitul unul la altul. Da. Așa, așa și-a dat și tata seama că tata a fost miner la un moment dat, una dintre primele lui joburi, că na, toată lumea era miner în zona mea. Și tot așa, și-a dat seama că, bă, eu nu sunt făcut pentru asta, eu nu, în mediul ăsta n-am cum să mă impun, n-am cum să fac nimic, n-am cum să trăiesc. Și a zis că, da, nu pot să fac asta și s-a băgat la facultate. Problema e că pe vremea aia nu exista să te susțină părinții la facultate, gen să-ți dai demisia de la muncă să te susțină părinții. Nu, a făcut facultatea din mine, practic, știi? Wow! Și a fost, până la urmă, 7 ani în subteran. Și eu, faza era că eu nu înțelegeam, eu știam că vine tata acasă de la serviciu. Și se apucă de lecții. Nu, că n-am prea făcut lecții cu ai mei. Deși... Nu zic, nu tu. El făcea facultate, deci apucat de lecții pentru facultate. Era tare că eu nu realizam cât de nașpa era la mine. Știi, el îmi zicea, bă, da, că uite, că nu e prea ok, că eram foarte mic, nu înțelegeam. Și ani mai târziu am căutat pe Google să văd poze din mine. Da, chiar, Sergiu, caută, te rog, nu știu, poze cu mineri din subteran. Caută, nu știu, mina Mătăsari, mina whatever. Că sunt extraordinare, pozele alea. Voi aveați industrie din asta pe acolo, pe la Sfântul Gheorghe? Industria lemnului. Lemn. Adică toată lumea... se lăuda că a avut unchi tâmplar, bunicul meu fusese tâmplar, mobila frumoasă era demnă de tot respectul, că asta e mobilă de lemn masiv, nu căcat din ăla, care nu era din lemn masiv și... Uite, cam așa arătau minele. Oh my god! Adică, bine, asta e lux aici. Ortacii. Dă-i. Uite, exact așa e. Gen pe Valea Jiului. Da, și dai seama că acolo e greu de ieșit de acolo, că dacă se întâmplă un accident poți să rămâi. Da, adică de fiecare dată când auzi corporatiștii că nu, e luni, trebuie să mă duc la biroul meu în care am toate condițiile și exact. Apă rece la cooler și apă și cafea și secretară
oh my god, ce nașpa, da, viață, și să-mi comand, îmi vine mâncarea la ușă, da. Cu Uber Eats pot să-mi iau de oriunde, de orice fel, de la chinezească la dietetică și așa, adică mai lipsește o tanti să-ți facă o felație și ai toate dorințele la birou, da. Da, chiar, îți fac pariu că o să apară corporații la un dacă care o să-ți asigure și chestia asta, numai să, numai să stai tu acolo, să muncești în continuare, știi? Da, adică... Vai ce rău e să te duci la muncă, incredibil. Da, în afară am mai vorbit cu ăștia care lucrează în corporații afară și au cultura așa overtime-ului la modul că dacă stai după nu știu ce oră la birou, îți plătesc ei mâncarea și te duc acasă cu șoferul, știi, după o anumită oră. Și asta mi se pare un pic ok, știi, pentru e că... E foarte ok, da, dar, da, e practic, îți... Nu știu, te ademenesc, practic, să mai stai la birou cu chestia asta, știi? Că decât să pleci la 8, să pleci și nemâncat și singur acasă, mai bine stai până la 9 și... Corect. Și până la urmă, nu văd de ce n-ar face asta. Adică tu le oferi mai mult din timpul tău. De ce să nu se revanșeze și ei? Că, vezi tu, tot așa, pe vremea părinților noștri... Era chestia asta și încă am pomenit-o pe la primii mei angajatori, pentru că eu am lucrat și în facultate, că nici pe mine n-a vrut mama să mă susțină. Actorie fac numai curvele. Deci, practic, tot ce era amuzant în viață făceau numai curvele. Și... Ceea ce, na, acum... Ți pare departe de adevăr? Adică, bine, știi pe lângă... Știi care e chestia? Acum faptul... toată lumea a devenit puțin mai curvă și da, atunci... Da, pe lângă faptul că e greu de definit chestia asta, mie de asta întotdeauna mi-au plăcut actrițele și tipele așa mai în domeniul ăsta artistic, că erau mai easygoing, relaxate, așa, da, mai da, relaxate. Nu aveau chestia aia că nu putem să facem asta, da, nu putem să facem aia, nu se cade, nu e voie, da, nu. Exact. Și mă rog, și am venit în București și m-am întreținut și eu, chiar dacă n-am lucrat la mine. Dar primii angajatori încă aveau mentalitatea aia de aoleo, adică dacă se termină programul la 5, deja la 5 rupi ușa. Adică cumva în vremea aia să stai peste program era ceva de la sine înțeles la care se așteptau și chiar am avut, atunci am avut una dintre primele ieșiri sindicale, ranturi astea care m-au făcut pe mine populară pe internet. Frate, dar stai puțin, adică ce scrie pe contractul ăla? Scrie ora 5, de ce să stau, de ce să stea cineva mai mult? Am făcut și secretariat, am făcut și pe atunci ringtonurile de pe mobil ți le trimitea cineva manual pe calculator și știi, pe vremea Nokia-lor și așa. A, când erau, când ți le luai din revistă, gen... Da, 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 alea încă se... Deci mi-amintesc perioada aia în care aveam telefon alb-negru sau cum să numeau Nokia de-aia și gen, te uitai într-o revistă și era la sfârșit o pagină cu logo-uri, să-ți comanzi logo-uri. Logo-uri și ringtone-uri, da, da, da. Deci pentru ăștia generația X care se uită și care sunt născuți, nu știu, după 2000 sau pe atunci, gândiți-vă că noi... Ne uitam într-o revistă și efectiv cumpăram imagini pixelate care să ne apară pe telefon cu gen, nu știu, 4 euro, exact, ceva de genul. Exact. Da, măi, 4 euro. Sume de astea incredibile. Și ca să ai o imagine pe telefon. Era cineva pe un calculator, eu da, sau alt fraier, care primea comanda și îți trimitea... Și deci... Știu că am făcut și asta odată, când am fost și eu copil prost la un moment dat și mi se părea super tare să ai o imagine pixelată pe telefon și am dat banii ăștia și nu știu de ce nu era compatibilă imaginea cu telefonul meu și am rămas și cu banii dați și cu da, fără da, da, imaginea aia. Da, că apăreau complaint-uri din astea și noi trebuia să le spunem și chiar mă simțeam prost față de... copiii ăia, pentru că îți dai seama, un om în toată firea nu dădea 4 euro pe un rahat, cine obviously. Și atunci cine le comanda, pe astea erau tot soiul de copii necăjiți din ăștia fără mari posibilități de entertainment. Da, și erau și logo-uri porno, dacă mi-am inteles. Da, tot așa, da, 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 așa. Da, da, pixelate, cu femeia deasupra, da, da, cu da, capră, cu, da, mă rog. Good times, frate, good times. Da, 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 azi când ai atâta pornografie la liber pe net, parcă... Da, nu mai apreciezi. Nu mai apreciezi, da. Da, da, da.
cum unde a... sunt pixeli de altă dată. Da, ziceau ăștia că display-urile la telefon au început să se mărească în momentul în care oamenii au descoperit că pot să-și bagi pornografie pe, pe telefon. Probabil pentru asta au ajuns, da. Nevoia asta a făcut tehnologia asta să evolueze. Așa cum la un moment dat cred că Bernie Sanders spusese că în București netul este cel mai, e mult mai bun decât la noi la state. Normal, pentru că București e capitala mondială a videochatului. Toate femeile vor să fibră. Transmită, trebuie fibră, frate, da, ca da, să da. Poți să încasezi dolărelul gras și atunci bineînțeles că internetul bubuie. Da, am văzut pe, am auzit într-un podcast tot așa că zicea unul că s-a dus să doneze, sau nu, s-a dus să-și facă test de fertilitate sau nu știu cum se numește asta, așa. La bărbați, whatever. Și asta ce înseamnă? Cum se face chestia asta? Adică te duci, dai una mică și se analizează la sucul. Și... Oh, ok. Și că, mă rog, se simțea tipul super stânjenit, că a ajuns acolo, erau, nu știu, 5 bărbați la coadă, toată lumea știa pentru ce e acolo. Tipul, na, era destul de cunoscut, zicea că l-au recunoscut aia și, mă rog, a ajuns până la urmă rândul lui și l-a condus unul în camera aia, i-a arătat, uite, aici sunt revistele porno, filmele și gen, dai seama, erau de la din banii 90-2000. Și i-a zis, da, bro, am telefonul la mine, fac off, mă descurc, mersi. Da, și e super tare în 2019 chestia asta. Dar știi ce mi se pare fain? Că tu spui că bărbații se jenau unii la alții, pentru că eu am tot fost la coadă la ginecolog, dar femeile n-au chestia asta. Adică nu se simt genată una față de alta. Nu e faza că te duci la doctor și se uită la chestia ta. E faza că toată lumea știe că stai la coadă să faci o labă, știi? Până la urmă asta e ideea, știi? Și care treaba? Bă, nu e nicio treabă, dar da, te gândești că, ei, și tu ce faci? Adică, eventual și tu cu laba. Eventual să discutați ce filme porno mai merg acum, ce mai e trending. Nu știu, na. Așa, interesant. Apropo de filme porno trending, eu râd mult, mult, mult de comentariile de pe RedTube și de pe Pornhub. Te mai uiți pe RedTube? Adică mi se pare atât de 2009. Dar ce se consumă? Nu știu, acum, adică oricum Pornhub le are pe toate. Pornhub e un fel de companie mamă și le-a achiziționat pe toate. Are gen... Nu știu, 70% cred că din site-urile porno... Nu mă uit numai pe RedTube, dar le iau prin rotație ca prin rotație. Să mai schimbăm, știi? Da. Nu mănânci în fiecare zi ce ori normal, de cartofi. Normal. Și zici că e demodat să te uiți la RedTube? Bă, n-am mai prea auzit oameni care se uită la RedTube, dar da, nu știu ce mai la ce se mai uită tinerii din ziua de azi, că deja... Da, să lăsați în comentarii ce site-uri folosiți. Da, 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 chiar vă rog eu frumos, că m-a făcut acum Alin să mă simt depășită tehnologic. Care mai e site-ul la modă pentru porno? Da. Și acum, mă rog, să ne întoarcem unde voiam, de fapt unde voiam să... Ajungem, ce voiam da. Să discut cu tine, cu chestia asta cu ban-ul pe Facebook. De ce ai luat ban pe Facebook? Și de ce se mai ia în ziua de azi? Se ia din cele mai tâmpite motive, adică... Inițial, primele mele banuri alea din 2011-2012... Ai primit în 2011 ban? Sunt un pionier, frate, sunt un pionier al banurilor atunci, în România. Atunci da, era da, da. Greu. Era greu, dar atunci ți le dădeau dacă într-adevăr îi puneai pe unul capră cu măsa cu tot și îi futeai pe amândoi deodată și le dădeai muie cu căcați, adică trebuia să lucrezi pentru a lua ban, trebuia să fii un Shakespeare al înjurăturii și să înghestui chiar toate tâmpenile lumii ca să reușești să iei ban. Da. Acum, în schimb, l-a făcut pe unul prost. I-am zis ceva, frate, că ești de idiot, cum să spun una ca asta? Și, next thing... Asta era un fel de salut pe vremea aia. Exact, exact. Și next thing you know, sună, e bullying. Să-i spui unul că e prost, a devenit bullying. Mamă, ce greu. Dar până acum era constatare. Da. Și te sperii pentru că mâine păi mâine ajungi să iei ban că nu l-ai pupat în curs suficient de entuziast, adică parcă ca în Corea de Nord.
Da, pe mine mă mai deranjează o chestie, că și ăsta petiș gratis are probleme. El oricum ia, adică gen maxim 5 zile pe lună e nebanat și restul... Restul câte 30 de zile. Da, ideea e că pe el îl ia pentru postări din trecut. Da, asta, dar știi care e chestia? Aiurea, diferența dintre mine și Pitici Gratis este următoarea. Pitici Gratis chiar face următorul lucru. Vede ce ai scris tu sau te vede pe tine la Open Mic în Club 99 și începe. Ești de căcat, ești cel mai prost stand-upper care... Mă rog, în ultima vreme, ești urâtă și proastă. În ultima vreme... Îți atârnă țâțele. în ultima vreme e mai chill omul, dar ideea e că după atâta bani cred și voiam să zic așa, la nivel principal mi se pare super aiurea să te ia pentru ce ai scris mai de mult, mai ales în condițiile în care mai de mult nu erau în vigoare termenii și condițiile de acum. Ok, am soluția pentru voi toți ascultătorii și pentru, pentru asta chiar vă aștept să-mi faceți trafic pe lorenalupu.com/blog. Bară blog. Așa, soluția este următoarea. Există o setare în Facebook care zice limitează vizibilitatea și poți seta numai pe prieteni. Nu Facebook îți ia la citit postările din strămoși, știu. Ci diversi hateri. Da. Și haterii ăștia chiar stau să-ți dea scroll la vale, să te caute, ai identificat și Pitici Gratis pe un cretin, Alin, nu știu cum, coincidență de nume. Așa, care chiar asta făcea, stătea și scrolla până în preistoric să-ți găsească și să-l raporteze. Dacă setezi ca chestiile astea să apară doar pentru prieteni... Da, dar adică, până la urmă, frate, dacă le setezi să apară doar pentru prieteni, în primul rând îți limitezi ție traficul... Nu. Setarea asta este pentru postările din trecut. Și e o setare scurtă pe Facebook, doar pentru... De obicei, ce trece de un an sau doi se redefinește ca apărând pentru prieteni, ceea ce nu-i neapărat rău, pentru că, uite, automat te maturizezi. Și eu când recitesc ce scriam prin 2007 și prin 2008, ok, era haios, dar era, cum să spun, călcam pe inimi și sentimente de oameni, adică scriam niște răutăți îngrozitoare. Acum, știi, a început să-mi fie milă de oameni și parcă nu le-aș mai scrie chiar așa. Așa eram și eu atunci când aveam celebrul meu blog Skin of the Dick, eram mult mai pe hate pe vremea aia. Da. Și... Acum am învățat, știi, să văd în orice chestie, n-aș pa să văd partea bună, știi? Adică eu, de exemplu, aveam câțiva oameni pe care nu-i suportam deloc. Să zicem că Alex Velea, știi? În continuare nu-mi place și n-aș asculta de bunăvoie Alex Velea, știi? Dar, da, frate, corect. Dacă e să o luăm așa, cum să zic, obiectiv vorbind, tipul ăsta e totuși un fel de rockstar. Adică, având în vedere că, rockstar în sensul ăla, lato sensul, știi? Da, adică, dacă e să o luăm, obiectiv, tipul ăsta, e un țigănuș scund din Craiova care, a ajuns să fie o vedetă foarte națională, cunoscută. Națională, da, a muncit omul. Da. Că nu-mi mai place mie la și ce că emisiune de dans l-am văzut și vreau să spun că omul dansa pe bune, băga muncă de repetiție, coreografia super respectată, fizicul lucrat. Arată într-un fel, cântă, într-un fel, e comercial. Și știi care e chestia? Against odds. Partea bună sau partea... bună din ce punct de vedere. E că eu la un moment dat am vrut să fac pătrățele pe abdomen și m-am băgat la un program din ăsta cu dietă, sport. Nu e simplu. Deci să menții, oricât facem noi mișto de oamenii cu pătrățele și de pătrățoși și de musculoși și de ăștia care trag de fiare excesiv, stilul lor de viață pretinde muncă și disciplină de nebunești. Alex Velea oricum e natural, nu e natural, nu. E pe steroizi acum, dar Alex Velea are o genetică unde e mai ușor să întreții pătrățele. De exemplu, eu am avut pătrățele toată viața, toată viața. Nu am făcut toată viața sport, am avut toată viața pătrățele. Nu pot să zic că m-am abținut vreodată la modul serios de la mâncare sau că am avut un program extraordinar de antrenament și chestii. Sergiu, de exemplu, nu prea poate să facă pătrățele. Sergiu s-a dat peste cap, arată ok,
dar nu are gen pătrățelele alea am de înțeles, revistă, Sergiu, știi? E formatul meu. E mai pufos așa. Da. Și na, e da, e multă lume așa, știi? Practic să arăți bine, trebuie să na, să ai un fond genetic, contează geneticul cel puțin 50%, știi? Eu mai vedeam interviuri cu ăștia, cu Mr. Olympia și ăștia. Și ziceau, boss, eu înainte să mă apuc de chestia asta, deja eram un munte de om natural, știi? Și sunt exemple care sunt efectiv oameni. Și dacă te uiți la aia din Africa, păi aia din Africa n-au pus în viața lor mâna pe ganteră, dar dacă respiră lângă o chestie grea, pur și simplu fac mușchi. Da. Și ăia fug, nigerienii care au mereu recordul la alergare. Kenienii au. A, kenienii, scuze. Nigerienii au recordul la scrisori de cu unchiul tu bogat, da, care a murit și îți lasă nu știu câte milioane moștenire. Nigerienii, în schimb, sunt foarte buni la bătaie. Cel mai bun român la bătaie de la noi e jumate nigerian. Nu mă mir. E un tip Benny Adegbui, se bate în kickbox la heavyweight. Nu intru în detalii, dar vreau să zic. Intru în detalii, că te ascult cu interes. Da. Deci asta tare, mi se pare tare, că cel mai... Mă interesează să aflu lucruri noi, ok. Da, cel mai tare român la bătaie e jumate nigerian. Deci foarte okay. Frumos. Și apoi e normal că kenienii sunt mereu primii pe alergări. Îți dai seama cât fug ei de... Fug de lei, nu? Asta și de alte fiare pe acolo prin, da, păduri de ei. Și de dușmani, da. E corect. Da, pe mine, oricum, pe mine mă deranjează chestia asta că, cu banul pe Facebook, că, na, eu sunt un tip care, cum zic, ține la glume, ține la umor de ăsta ofensiv. Și n-aș da, îți dai seama, n-aș da report cuiva niciodată la o chestie. Nici eu. Și mi se pare că de asta duce la cumva la moartea Facebook-ului și de asta e o platformă pe care începe toată lumea să o părăsească și da. Să transfere. Și... Că a devenit mult mai lame, mai că totul e așa cu perdea, totul e cu hai să vedem să fac cumva să nu supăr pe nimeni. Și nu e doar asta, dar mai nou oamenii te pot hărțui în felul următor. Să zicem că eu vreau să obțin ca tu să fii banat. Mm-hmm. Vin la tine pe perete și încep. Alin, ești un prost. Da. Sau mă rog, încep să te jignesc progresiv din ce în ce mai tare. Și tu primele trei replici zici, hai frate, n-am chef de tine, du-te mai încolo. Și de pe la a cincea, a șasea te enervezi și zici, da, ia mai du-te tu în pula mea. Și atunci eu dau report. Da. Paradoxal, când... ăla care n-are vechime în câmpul muncii, Facebook caută să omoare riciul organic ca să oblige oamenii să plătească pentru rici. Da. Pentru că dacă eu am tot dat reporturi la ăștia care începeau agresiunea verbală, știi? Dar nu e nimic nepotrivit. Păi bine, dar mi-a zis să suc pula. Nu găsim nimic nepotrivit. Nu găsim nimic greșit. Da, nu e nimic greșit. Dar mi-a zis că mama e o curvă proastă care s-a futut cu toți tiriștii. Am nu verificat nimic... check out. Da. Da, nu e nimic, nu e neconform cu standardele. Deci ăla poate a zis de mine că am patru tați. Da. Nu e așa. Dar dacă tu i-ai spus lui că e prost, deja și culmea, adică interacțiunea are loc pe pagină, că asta urma să continui cu pitici gratis. El se duce, deci el agresează verbal în deplasare. Merge pe pagina nu știu cui să zică ce urât e fitul și ce nu cred că ce mai face asta fita. În ultima vreme. Că, na, nu în ultima vreme. Oricum, în ultima vreme nu face mic, are ban tot timpul. Deci... Da, corect. Nu în ultima vreme, dar înainte făcea numai asta. Îl găseai pe paginile oricui, unde te duceai și tu să mai râzi puțin, pitici gratis în subsol dând cu hate-ul. Deci la el, dar eu, pe mine nu cred că m-ai întâlnit de maxim 3 sau 4 ori, doar dacă era ceva cu adevărat enervant, m-a apucat. Nu, dar mie, adică, cum ziceai tu că asta, că vine unul, te înjură și ai primele 3 comentarii, lași în pagine. Chestia asta nu se întâmpla cu 5, 6, 7 ani, nu. Adică atunci erai direct, ce ai zis, bam. Exact. Și asta, adică până la urmă, frate, mi se pare atât de natural să înjur pe internet. Primul lucru, frate, pe care l-am făcut când mi-a băgat mama internet acasă, a fost să intru pe primul chat pe care l-am văzut și să mă înjur cu lumea, frate. Asta era plăcerea mea atunci, aveam 12-13 ani și efectiv
am văzut oameni vorbind acolo, a, și am intrat și eu, bă, bă, și... Vă sparg, dați-mi da, pula. Și da, faza, da. Faza a fost că nici n-am fost foarte inspirat, că eu am vorbit pe un chat. Așa. Care era chatul rețelei de internet al orașului, știi? Deci, practic, toată lumea de acolo se știa cu toată lumea și implicit era foarte ușor să afle cine ești, sunt. Da. Și erau, practic, vecinii mei de la două blocuri distanță, că atâta e motru, știi? Și, mă rog, am început să-i înjur pe aia și până la sfârșitul serii mi-au trimis eu o poză, bineînțeles, am deschis-o, era un virus, mi-au făcut calculatorul praf în prima seară. Deci am luat-o. Dar vreau să zic, bă frate, primul instinct al omului de sub anonimat este să înjure, frate. Să jure. Respectă dreptul de a înjura. Da, mie mi se pare că trebuie, pentru asta trebuie să luptăm, să poți să înjuri oameni pe internet. Da. Pentru dreptul nostru sfânt de a înjura. Da, corect. Pe YouTube nu, Google nu are politica asta cretină, ca dovadă că pe YouTube... Uneori intru pe YouTube să citesc și eu comentarii ca altă dată, știi? Că încă your mother is a whore. Știi care e faza? Am văzut cum încearcă să limiteze și pe YouTube și pe Twitter toate chestiile astea cu hateful comments și ăsta. Dar nu chiar așa, adică pe Twitter da, încă... Pe Twitter chiar poți să zici foarte multe chestii, însă dacă tu ca persoană ești hateful cu toată lumea și dai numai comentarii de genul, nu-ți dau ban neapărat, dar îi reduc vizibilitatea, știi? Okay. De exemplu, când ai 2000 de comentarii sau ceva de genul, evident că nu o să le vezi toate, o să le filtrează cumva astfel încât să apară sus alea care sunt ok, știi? Și practic nu-ți iau dreptul de a spune chestia aia, însă nu o să apară, nu o să vadă probabil nimeni, știi? O să se piardă în negura... Tot o formă de cenzură e, dar mi se pare totuși mai light, știi? Mai light, da, și până la urmă, chestia e, într-un fel înțeleg și partea cealaltă a monedei, pentru că pe de o parte, da, dacă e numai înjurătură din asta casual, morții mătii bai, mătii la revedere, e una. Dar sunt câte unii, și cred că așa s-a ajuns încetul cu încetul la cenzură, care luni în șir își fac conturi fake și te înjură și te caută și fac rost de mail-ul tău și îți trimit înjurături și amenințări și... Astea sunt, nu știu, chestiile care vin odată cu popularitatea, știi? Tu ai 26.000 de followeri pe Facebook. Din 26.000 da, de da, oameni, da. Îți dai seama că sunt unii 100% idioți, știi, care... Categoric. Adică asta explic și eu când se mai minunează câte unul, vai, dragă, dar... cât sunt și fac eu, dacă te uiți statistic, nu vezi numărul da. Total de vizitatori și raportezi la cât sunt, evident că eu am mai mulți idioți decât tine, că la același procent da. Vin automat mai mulți cretini, e firesc, da. Și oricât ai zice că nu bagi în seamă comentariile astea de hate, un pic așa tot te, mai ales când pui o chestie cu care nu ești tu neapărat 100% împăcată sau pui o chestie, nu știu, ai anumite scârțâituri într-un anumit segment al contentului tău creat pe care îl știi. Știi că, să zicem, eu am pus un podcast data trecută, nu știu cât de coerent am reușit să fiu, știi că în momentul în care dai drumul la cameră și vorbești aproape singur, e greu să ții așa o coerență, să vadă exact ce ai vrut să spui, știi? Păi cel puțin noi acum sărim de la una la alta, da, gândește că dacă vorbești singur e și mai nasol. Și știam, de exemplu, că n-am fost coerent în podcastul ăla. Și efectiv... Când l-am pus, verificam aproape, nu știu, la 3-4 ore, verificam să văd dacă a dat cineva coment să-mi zică chestia asta, că n-am fost coerent. A, tu încă ai fazele aia, o, Dumnezeu. Nu, da, păi, încă am, adică, gen, sunt super la început cu chestia asta, fac podcast de 2 luni, mă filmez vorbind la cameră, până acum nu există content video trece. Cu mine, știi? La un moment dat, știi? În scris e altceva, știi. Ajungi asta. La... acea nepăsare în care zici, frate, nimeni nu e perfect. Uită-te la știrile de pe televizor, evident, câte prostii zic evident, ăia. Evident. Uită-te la câți handicapați îmi populează secția de comentarii. Chestia e că oricum eu sunt mult mai critic cu mine decât probabil sunt ceilalți. Păi și de asta am vrut să văd dacă mai sesizează cineva chestia asta. Asta știi? Se întâmplă în primii 5 ani. Tind să fii foarte critic cu tine. Apoi vezi
vezi cine te citește, vezi ce face competiția și zici, frate, am eu obligație pentru față de cineva să fiu perfect până la urmă? Sunt om, sunt om. Pot și eu să dau cafele mele? Evident, pot. Dar eu sunt foarte narcisist și de asta mă torturează chestiile astea mai mult. Și eu sunt, stai puțin, dar sunt un narcisist dar care nu poți s-a să acceptat. Faci meseria asta fără să fii narcisist, nu? Da, categoric. De asta adică mi se pare n-ai un că pic de eu, da. eu, atunci n-ai cum să persiști, da. Ai zis, am văzut că ai foarte multe postări în ultima vreme despre chestia cu premiile Gopo și Manele și că actorașii s-au supărat pentru chestia asta. Și nu actorașii, că mă rog, dacă se supărau actorașii, hai să zicem treacă meargă, dar s-au supărat tot soiul de pseudo-intelectualii pizdii care sunt așa. Eu am un cont de Facebook pe care mă dau deștept. N-am fost în viața mea la premiile Gopo, n-am avut niciun status despre ele pentru că nu m-a interesat fenomenul. Dar pentru că am auzit că la premiile Gopo au fost exact. Manele, subit încep și eu să-l jur foarte tare, dar în mod normal nu m-ar fi interesat. Sau, vai ce prost e filmul românesc contemporan, dar tu n-ai mai fost la cinema de pe vremea lui când făcea cred că Sergiu Nicolaescu Mihai Viteazu. Rahat, frate! Sau, vai ce prost scriu tinerii scriitori. Ce ai citit ultima oară? Eminescu. Deci asta... E clar că acum a mai venit un tip care produce muzică la mine la podcast și l-am întrebat care e mai faza și a zis că e 2019 sau mă rog, prezentul e cea mai bună perioadă pentru artiști din toate punctele de vedere. Adică e mult mai ușor pentru ei să producă, să... Să produce mult mai ușor și să creezi și să... Așa e foarte ușor. Și să devii cunoscut dacă produci. Faza e că se produce mai mult ca niciodată și evident se produc și chestii de calitate, doar că e... Numai că, vezi tu, și popularitatea asta e până la un punct. Înainte, când era în spatele tău câte un gigant de genul Sony sau... De asta n-avem noi vedete ca Michael Jackson sau ca Madonna, azi nu mai avem cum să creștem acolo. Pentru că, ok, eu, să zicem, scriu un text minunat. Îl citești, zici, mamă, Lorena, ce bună ești, mâncatea sufletul tău. Dar peste 3-4 zile l-ai uitat. Mm-hmm. Se produce foarte mult și sau vii în fiecare zi cu ceva nou care eventual să fie la același nivel cu ce a fost ieri, sau în 3-4 zile oamenii au uitat. Pe când înainte, albumul Thriller al lui Michael Jackson așa a ajuns la nu știu câte 30 de milioane de discuri vândute, pentru că nu venea toată lumea în fiecare zi chestii noi. Uite, de exemplu, sunt foarte sigur că mai multă lume îl știe acum pe, nu știu, Luis Fonsi și Nicky Jam și Maluma sau whatever decât îl știau atunci pe Michael Jackson. Nu știu. Bine, acum m-am gândit acum din start la chestia asta, nu știu dacă, dar hai să ne gândim puțin. Adică, totuși, Despacito avea cât? 5 miliarde de view-uri pe YouTube sau ceva de genul? Da, chiar așa, ajută-ne, Silviu, dacă tot n-ai microfon. Câte view-uri are Despacito? Deci Despacito are 6 miliarde de view-uri, în condițiile în care noi suntem 8 miliarde, mă rog, 7 miliarde în total. Ok, noi ne-am uitat, să zicem, de mai multe ori la piesa asta, dar vreau să zic... Da, diferența e că, de exemplu, numărul total de ascultări n-aveai cum să-l contorizezi. N-aveai cum să-l contorizezi, dar sunt destul de sigur că, în afară de lumea vestică, nu știu dacă știa foarte multă lume de Michael Jackson atunci. Și nu prea aveai cum să-l... Noi știam, pentru că primul concert în 92, primul mare superstar care a venit în București a fost Michael Jackson, deci noi știam. Da, știau și... bucureștenii sau, nu știu, știa... Știa toată țara. Am fost născut după. Am fost în 93 născut, deci, nu știu. Dar, știa toată țara, da. Dar totuși mi se pare, adică, nu știu, mă arunc să zic că sunt destul de sigur că, nu știu, Nicky Jam sau ăștia sunt mai cunoscuți acum decât era Michael Jackson atunci. Ales doar datorită mijloacelor? Da, dar nu. Chiar și așa. Știi care e chestia? Chiar dacă cineva n-a apucat să cumpere albumul original și îl copia de la vecin... Te duceai cu un casetofon din ăla double decker, puneai caseta originală. Da, chestia e că, uite, caseta luată din piață, ăsta ce spui tu acum sunt totuși chestii de la oraș.
Sunt sigur și că, era valabil și sigur la țară. Că, sunt sigur că mama ei n-a ascultat Michael Jackson niciodată. Dacă știi. Probabil, da. Nu, eu înțeleg ce vrea să spună Alin. Alin vrea să spună că acum, dacă, de exemplu, dai o piesă mișto, cum ar fi Thank You Next, așa, ajunge să-l știe și mama e de la țară, ajunge pentru că datorită... mijloacelor prin care poate să fie promovată piesa. Da. Corect. Dar de asta este de apreciat că Michael Jackson a reușit să dea de cunoscut fără acele mijloace. Nu, dar fiind mult mai puține vedete atunci. Da, da, da. Erau alea care erau mai mari, da. Erau cunoscute de toată lumea și aveau o chestie de inaccesibilitate, da, de da, da, aură. Plus că neavând Twitter și Facebook și Instagram să se pun, că acum le vezi în fundul gol pe Instagram sau îi vezi în fundul gol. Mai nou, nu știu, și bărbații simt nevoia asta să fie goi peste tot. Frate, nu mă duc la sală 5 zile pe săptămână ca să mă văd doar eu dezbrăcat. Adică până la urmă las-o așa. Sergiu, câte minute avem? Suntem la 40. 40, da, de obicei tot timpul simt așa cumva când se fac 40 de minute și le întreb. Dar, da, avem limita asta autoimpusă de o oră, nu știu de ce, dar, mă rog, ideea e că trebuie să ne încadrăm. Și mi se pare că decurge foarte, foarte ok conversația. Normal. Normal. De ce n-ar decurge foarte ok? Da, da, da. Ce mai vreau? Cu ce te mai ocupi în ultima vreme? Că și că faci tot felul de chestii. Păi, e greu de explicat. În sensul că am diverse proiecte în diverse stadii de dezvoltare. Chestia că m-a întrebat Sergiu mai devreme că cine vine la noi la podcast, am zis Lorena Lupu și m-a întrebat cu ce se ocupă. De toate. N-aș știu exact și cred că spun. Toată lumea, adică da, foarte mulți oameni care sunt artiști independenți se ocupă cu de toate. Că pe de o parte îmi țin acest blog, care de bine de rău, ce mi se pare foarte interesant e următorul lucru, except în perioadele în care am bani și caut să-mi limitez banul cât mai mult, majoritatea blogurilor de prin 2006-2007 au dispărut sau au scăzut, dar obviously vezi că nu e obviously. Mie mi se pare că oricum, da, adică tu ești printre puținele persoane pe care le mai știu că încă mai insistă cu blogul. Și pentru nu că... insist, pentru că vezi, eu nu sunt genul de om care să insiste în gol. Dacă n-ar avea da, trafic și dacă n-ar avea return of investment, n-aș insista. Dar la mine încă numărul de cititori este constant, atât dacă nu comentează pe blog, ci comentează pe Facebook. Încă am o grămadă și ce mi se pare cel mai amuzant e că majoritatea cititorilor sunt în bracketul de vârstă 25-34, adică oameni tineri și am și mulți 18-25. Da, 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 da. Adică poate că problema nu e cu blogul ca formă de social media, ci cu cei care îl făceau, că s-au plictisit sau nu mai investesc la fel de mult. Da, păi probabil tot pe chestia asta cu return of investment se uită, știi că există, nu știu, poate alte metode. Da, există metode, return of investment. Păi există, dar există poate metode mai eficiente, știi, de asta probabil că s-au lăsat majoritatea. Există mai multe variante prin care poți menține. Ok, pe de altă parte mai vine câte unul și mă întreabă, Lorena, da, când te-ai apucat de blog, în cât timp ai început să faci bani, primii bani? În long run, știi? Da, mai bine așa lasă. Mă întreabă și pe mine, cred, adică a început să mă întrebe lumea dacă fac bani cu podcastul și răspunsul e nu, dracu, nu, chiar nu. În timp probabil o să fie, dacă îți pui un Patreon și îți faci o comunitate, o să înceapă să... Nu știu dacă mi-ar da voie, adică nu știu dacă îmi dă voie statutul avocaților să fac bani din altceva, știi? Super interesant. Deci nu știu dacă... Ok, înțeleg. Îl punem pe numele lui Sergiu. Sau, da, exact. Poți să pui un Patreon, poți să... Există da, diverse există, chestii, există, diverse există companii care să-ți da, pună pauză de publicitate în, pe la jumătate. Asta. De ce? Nu știu, urăsc când o văd la alții. Pentru că, pe calculator am ad blocker, nu experimentez așa ceva. Dar în momentul în care vreau să ascult muzică pe YouTube ca plebei,
și îmi bagă două reclame la o piesă, deja mă enervează rău. Ați observat că le bagă și pe Facebook, la videouri? Da, da, da. Da, 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 da. Și, bine, acum eu recunosc că eu, fiind de partea cealaltă, mie îmi convine că, de exemplu, eu mi-am pus AdSense pe blog și vin niște bănuți din AdSense. Mm-hmm. Și atunci eu am instalat un bloc AdBlock ca să îl să-și oprească AdBlock-ul. Și, frate, adică stai puțin. Până la urmă vreau și eu să câștig bani de pe urma vizitei tale pe blogul meu. Care-i treaba? Nu înțeleg. Știi? Deci undeva, adevărul e undeva la mijloc. Da, nu, clar. Ideal ar fi să ai un fel de paywall, știi? Adică, ok, mă citești de foarte mult timp, îți place așa, frumos ar fi să contribui să tot așa pe Patreon. Tu ai Patreon, da, chiar? Nu, am PayPal. Și știi de ce? Pentru că Patreon nu tot în PayPal se duce până la urmă. Patreon nu, cred că nu are virament direct în bancă și deci reține un procent Patreon-ul ca pentru PayPal și mai reține un procent și PayPal și se dizmuiește foarte mult venitul. Pe PayPal poți să te abonezi tot așa, să faci o plată recurentă, cum că asta e ideea pe Patreon, că pe Patreon poți. Deci poți. Poți. Cred că da, mă rog, cred că oricum Patreon-ul merge mai ok din perspectiva asta că nu știu, e făcut în așa fel încât ăștia care le plătesc să aibă acces la un fel de content exclusiv pentru ei și na. Și e și chestia psihologică, că sunt patronul lui Lorena Lupu, îi dau un dolar pe lună. sună foarte... Da, foarte e okay. Foarte... Nu, dar știi care e chestia? Asta cu patronul... Eu tind să am o altfel de relație cu oamenii care îmi sunt donatori, în sensul că vorbesc cu ei. De obicei, am setat foarte clar că nu stau la tranca-fleanca pălăvrugeală pe privat, pe mesaje private, pentru că e foarte time-consuming, știi? Clar. Și mai ales când ai 26.000 de followeri și 100 pe zi caută să te agațe și câfu frumoasa, bem o ciorbă împreună... Hai, faceți pași. În schimb, cu oamenii care sunt constanți în a dona, chiar discut, ne împrietenim, suntem amici, știi? Amici, și le dau sentimentul ăsta de patru. Da, fără să fie ceva greșit, adică nu o să vin la ei seara să le fac o felație doar pentru că mi-au donat $10 pe blog, să ne fie clar, dar... le arăt apreciere și respect. Asta e formula că corectă. Că veni vorba de bem o ciorbă. Mulțumesc. Nu. Discutau unii la un moment dat de chestia aia că gen să fii într-un bar, să trimiți o bere sau să trimiți o băutură unei tipe random prin barman, știi, gen dai un cocktail lui fata aia la masa aia și zicea unul că un prieten de-al lui a trimis unei tipe o ceafă de porc cu cartofi prăjiți. Riscant. Știi de ce? Nu știi ce dietă ține, nu știi la ce este alergică, deci, nu știi... Asta e efectiv o cascadorie, nu te aștept să combini la modul serios cu o ceafă de porc și cartofi prăjiți. Da, serios, tu acum te duci într-un restaurant, bar, whatever, primești o ceafă de porc cu cartofi prăjiți. Cum reacționezi? Dacă mi-e foame... Dacă e foame. Da, mulțumesc, Allah. Da, da, de da. Unde știai? Mulțumesc, de unde știai? Dar acum, onest, știi, cumva... Cred că agățatul de succes, ca să zic așa, adică e ridicol ca eu care îi înjur pe Facebook pe toți cei care mă agață să vorbesc de agățatul de succes. Cred că, în primul rând, trebuie să stai un pic de vorbă cu omul, să-ți dai seama dacă e în căutare. Adică dacă una nu e activ în căutare, nu-și dorește iubit sau nu-și dorește sex, da, poate atunci nu, tu nu poți știe să... că-și dorește. Come on. Come on, tu erai ăla cu ciorba. Tu nu, erai. Eu nu dau ciorba. Nu, ideea e că dacă nimerești o tipă care e concentrată, să zicem, pe carieră sau pe propriul ei business sau pe ceva... Poți să stai și în cap și în fund, să da, dar, îi aduci, dar nu știu... Dar nu pe asta se pune accentul. Se pune accentul că
Și eu nu stau, bine, nu vorbesc de mine acum, vorbesc în general, cum gândește toată lumea. Și eu nu stau să aflu cine e fata asta, cu ce se ocupă, ce face. Eu dau mesaje la 100 de năroade în fiecare zi și dacă îmi răspund 5, păi... Nu, doamne. Dar știi care e chestia? Că ăștia care dau o dată mesaj și merg mai departe, Allah. Că nu le ignori mesajul sau dai mute conversation și gata. Dar sunt ăia care te întreabă cât fă luni, cât fă marți, cât fă miercuri, cât fă joi. Da. Și adică mai și nu stau să se uite cine-i fata ce face, da. Dar o freacă la icre agasant și la un moment dat întreb, ia zi bă pulă, ce vrei? Ce vrei? Păi știi? Nu e clar. Adică te-ai uitat măcar o dată public pe peretele meu să vezi că am dat 7000 de statusuri că nu vreau mesaje private? Și eu cred că de mult mai mult succes ai putea avea, adică dacă eu aș fi bărbat și aș avea o mentalitate de agățător, m-aș uita, da, m-aș uita. Alea care, vai, iubirea ideală este așa și pe dincolo, una care dă statusuri din astea, e clar că în căutare, vânează, miroase așa, ca un câine, știi? Ca un câine. După os. Acolo știi că ai teren, dar una care scrie despre astăzi vrem să facem nu știu ce altă chestie de business sau așa și ne apucăm și... Cele care o ard așa, e clar că nu. Și apoi mai sunt și alea care își pun poze 5 cu boyfriend-ul, iubitul meu ideal, minunat. Ălea degeaba îi scrii. I guess. Nu, dar dacă își afișează prietenul din 3 în 3 postări, înseamnă că e foarte caught up și pierzi timpul. De asta zic, e bine și ca investitor străin, când bagi într-o țară nouă bani, întâi tatonezi piața dacă sunt perspective sau nu. Chestia e că este întotdeauna de făcut calculul risk-beneficiu. Faptul că îți scriu că fă luni, că fă marți, că fă miercuri, nu pierd absolut nimic, știi? De asta și adică toate aplicațiile astea, Tinder, toate chestiile astea de hookup rapid, asta e avantajul lor, că merg așa repede, știi? Da, nu pierzi absolut nimic, nu pierzi niciun timp. Astea sunt aplicații de hookup rapid, dar Facebook, Instagram și Twitter și mai ales LinkedIn, care LinkedIn e rețea profesională. Ai încercat să ai fost vreodată agățată pe LinkedIn? Oh my God! Deci, știi, sunt o grămadă de oameni care trimit mesaje pe LinkedIn și hai să zicem din 10, vreo 4 sunt spamatori care trimit același lucru tuturor. Firma noastră vă oferă soluții minunate la preț convenabil, încercați-ne cu încredere. Sunt 3 care încearcă să-ți propună ceva business care poate s-ar potrivi la ce vrei tu sau ce faci tu și 3 care zâmbetul tău minunat mi-a luminat ziua și fac, eu cred că ai greșit, ăsta era pe Twitter, știi? Da. E o strategie bună, știi, ca și ea dacă stai să-i scrii cuiva pe Facebook care are un following mare, e foarte probabil să se rătăcească mesajul tău, să nu vii citi niciodată. Doar așa pe LinkedIn primim doar 10 mesaje sau mă rog mai puține, e clar că o să sunt mai multe șanse. Avem și noi un prieten care e programator și toată lumea caută programator pe LinkedIn, e foarte mare cerere și tipul nu vrea să schimbe jobul, știi, dar primește tot timpul mesaje de la recruiterițe de-astea că nu vrei să vii și zicea la un moment dat, bă, cred că încerc să le agăț acum dacă tot îmi scriu, măcar așa. Și... ar fi o idee, știi, da. Să încerc opusul, adică când în câf iubita, bă, eu nu-s disponibilă de agățat, dar poate ai vreun blog și vrei să-ți scriu content contra cost. Încerc, poate e o soluție, știi? Dacă tot m-ai deranjat, să încerc să-ți vând niște texte contra cost. Iar am deviat, te întrebasem cu ce te ocupi și nu știu dacă... Păi mă ocup și cu asta, printre altele. Deci scrii content, ai blogul... Am diverse proiecte artistice, diverse... Mai faci... Actor ești întotdeauna. Ești întotdeauna. Da, da, da. Te trezești dimineața... Faci eu. Nu cred că asta înseamnă a fi actor. Da, nu glumesc, evident. Dar ce, adică ce proiecte de, ai că... Nu pot intra în detalii neapărat. Am niște depuneri de proiecte care caută să vâneze finanțare. Am niște proiecte în discuții
fără finanțare, am niște diverse chestii în diverse stadii de repetiție, dar vezi, asta e groaznic în a fi actor independent, că n-ai certitudine. Toată lumea fuge după, e o degringoladă și o fugă generală după bani și după șpăgi și după bacșișuri și după șușe. Și atunci e foarte greu, mai ales cu alți actori independenți sau cu alți actori angrenați în mai multe proiecte, să ai un program riguros. Dacă n-aș avea blogul care vine cu venituri lunare sigure și alte câteva colaborări stabile, aș turba. Pentru că e extrem de greu să obții rigoare și stabilitate. Păi, da, frate, până la urmă, na, trebuie să aibă și anumite dezavantaje, că cel puțin din afară, meseria pare de actor e un dream job, frate. Normal că aș vrea și eu să fiu... Nu e dream job. Mai avem timp să ți spun de ce? Cât timp avem, Sergiu? Suntem la 55. Ok. Hai să mai da. 10 minute. Da, e o meserie frumoasă. Adică e o meserie bazată pe creativitate, dar sunt o grămadă de casting call-uri la care te cheamă doar ca să te afle în treabă, dar de fapt își doresc cu totul altceva decât tine. Sunt o grămadă de call-uri pe care le iei, dar în ultima clipă pică cineva mai celebru, mai frumos sau mai bine situat decât tine și deși ai luat castingul, ești înlocuit în ultimul moment. Sunt o grămadă de chestii pe care le filmezi sau le joci și nu-ți iei banii. Sunt o grămadă de țepe de toate nivelurile. Sunt proiecte pe care le începi și se blochează la jumătate că nu poate să-ți vină ăla la repetiții sau obține un rol la Cirque du Soleil și pleacă la dracu în praznic. Deci am acumulat atâtea frustrări. Deci chestiile care chiar ies până la final sunt un 10% din chestiile de care te apuci. Și îți mor vise și fantezii, uite așa, și apoi efortul ăsta de a duce oameni în sală. Chiar dacă, să zicem, dau 150 de oameni atent și mesaje private entuziaste, da, abia așteptăm să te vedem. 70 dintre ei în drum spre n-am ajuns, că s-a îmbolnăvit pisica, că e bunica pe moarte, că am pus-o în geam să mai luăm pensia, de-astea, știi? Da, asta țin cumva de grind-ul prin care trebuie să treci ca să ajungi, nu știu, în practic actorii de divizia A sau de... Și culmea e că și actorii de divizia A trec, bine, la un nivel mai scăzut, dar trec repetat prin exact aceleași stresuri și umilințe. Da, sunt de acord. Dar chestia e că ăstea nu se văd, știi? Adică nu se văd pentru că suntem noi șmecheri și nu le arătăm, dar se simt. Practic asta vede consumatorul, știi? O văd pe asta, Adela Popescu, de când sunt eu mic, apare în absolut toate serialele care apar la TV. Bine, vezi tu, adică Adela Popescu nu e un actor independent, e un actor care a prins un contract cu MediaPro-ul pe când era foarte mică și atunci ea este un produs MediaPro. Okay, ea are un contract stabil și... Dar genul ăsta de contract stabil vine și cu propriile limitări. Eu cred că fata aia n-are voie să scrie pulă pe net. Evident. Evident. N-are voie să dea un interviu care să nu treacă prin tanti de la presă și prin PR MediaPro. Asta am fost... Viața ei e o continuă poliție și o continuă cenzură și e foarte greu așa. Am fost acum mult timp când colaboram cu Vice. Apropo, mersi încă o dată, Lorena a combinat cu Vice acum 100 de ani. N-am făcut-o să-ți fac ție o favoare, ci pur și simplu scriai atât de bine și atât de fain. Adică mersi. Chiar mai... Noi ne-am cunoscut oarecum pe net și ce m-a cucerit a fost acum, faptul că Alin... Acum cât timp? Cred că au 8 ani, cel puțin. Cam așa. Da, cam așa. Da. Și scria incredibil de bine, iar hai eu am o slăbiciune. Să intrăm în detalii de genul că... Ba vreau să intrăm în detalii de genul. Alin scria atât de bine și mă distram citindu-l și râdeam și eu întotdeauna...
când întâlnesc oameni care scriu minunat, tind să îi ridic, să îi laud, să îi apreciez, să le dau dragoste. Mă simt stânjenit un pic când mă laud altcineva, de obicei eu fac asta, știi? De obicei mă laud singur și de asta nu mă simt oarecum confortabil, știi? De asta ziceam. Dar eu nu te laud, eu doar spun adevărul, se numește constatare. Mersi. Unde voiam să ajung? Când colaboram cu Vice am fost la un dat la o chestie, un fel de proiect unde trebuia să stau 3 zile pe munte cu unii care făceau un experiment pentru Grolsch. O chestie, un fel de publicity stunt, whatever, și trebuia să raportez ce se întâmplă acolo, să scriu articole semi-amuzante despre chestia aia și mi se părea ireal că tot ce scriam trebuia să treacă prin anumite filtre, să vadă aia dacă e ok să fie publicat, dacă n-am zis ceva aiurea despre păi ei, da, dacă n-am pus o poză care... Publicitate. Da, asta a fost fazi. Erau tot felul de 1000 de copywriteri acolo care filtrau deci absolut ucideau tot. Toate glumele, da. Da, știu, și, dar și pe blog, știi? Vine era, publicitatea, era, da. Era, scuză-mi, termină-ți ideea. Era un fel de red alert când, oh my god, stai că a comentat cineva ceva nasol la chestia asta, ce facem? Șterge-l, nu-l șterge, că după aia zice că e nașpa, editează-l, fă-l. Și era așa, wow, bă, chill, frate. Până la urmă, da, până la urmă, toate filtrele astea, toate chestiile astea vine de la omul care plătește reclamă. Știi că sunt super crizați românii să nu cumva să... Treaba este în felul următor. Bine, partea bună cu reclama pe blogul meu este că eu sunt și patronul final, adică eu sunt patron, obviously. Da. Și atunci negociez și spun din start. Să știi că o să existe și mult hate, că asta e. Și, aoleu, dar ce... Nu lua la face value, adică hate-ul de internet e... Da, că da. De asta eu nu mai stau să mă... Ok, mă mai cert cu troli, dar nu mai investesc atâta... Acum, cum să le dau muie mai din vârful pulii, ca să folosesc expresia asta golănească. Da. Bă, să te mai întreb o chestie, că na, am zis toate spuneate chestiile. Tu ai fost la Umor la un moment dat, da? Voiam să te întreb cât de mult ți-a crescut popularitatea după chestia aia, că am văzut că toată lumea explodează după ai umor. Cum ți-a afectat cariera chestia asta? La mine a fost un pic neok la ai umor, știi, pentru că mi-au tăiat exact poanta. Toată lumea poanta. Face asta, toată lumea se plânge mi-au de chestia tăiat asta. Exact poanta, pentru că sketch-ul ăla era gândit așa, eram foarte ne-ne-ne cât timp ce arătam alte jucărioare și când scoteam vibratorul ăla atât, care era atât de mare, știi, ne-ne-ne și deodată am că de asta Chelu, de exemplu, mi-a dat pozitiv, știi? Șocul și surpriza au fost foarte intense și gestica era bine gândită. Dar probabil pentru că nu puteau să arate chestia aia pe net, dar n-au arătat-o... au tăiat... Adică eu am văzut pe YouTube chestia aia și apărea, gen, la televizor n-au dat-o? Da, era scurtat, adică nu au arătat exact gestul am și înțeles. Mișcarea și ce am făcut, okay. Că în aia consta poanta, știi, mi-au tăiat exact poanta și atunci tu nu înțelegeai care e gluma de fapt. Și când am văzut, mi-a venit să-mi smulg părul din cap, că așa părea doar o golăneală fără... Da. Se rata și... exact, e ca și cum eu ți-a zice un banc cu glumă, un banc cu bulă și nu ți-a zice poanta, punchline, știi? No. Sau mă rog, s-a reditat poanta în așa fel să nu se mai înțeleagă de la ce râzi. Mm. Și mi-am luat foarte mult hate de la chestia aia. Adică... Da, până la urmă nu ți se pare că ești și pe plus din toată chestia asta? Nu foarte tare. Da? Pentru că momentul cu poanta tăiată nu mai avea nici un pic de umor. Și recunosc, dacă vedeam așa la televizor... Serio, ia, caută-l, scrie Lorena Lupu, ai umor, să vedem dacă pe YouTube apare. Eu știu că am văzut chestia aia și adică am înțeles care era faza, știi, nu era ca și da, cum... Da, una e când înțelegi și alta e când vezi. Da. Așa te-au lăsat să înțelegi. Ia, și... ia, dă-i. Și dă-i mai pe la... Mai pe la jumătate. Da, și un pic audio... Așa ce afectoasă eram cu ăștia, oh my god. Poftim? Să vă schimb Nu, atunci nu-mi dau audio, ok. E ok, lasă. Dă-l mai pe la... Hai, că nu simt nevoia să mă torturez singură cu amintiri triste.
E o rățușcă. Da, dai, 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 că... Așa. Îl făcusești deja aici? Nu mai țin minte. A, nu, că deja intră în testimoniale. Ia, dai, dai, a, uite, era acolo, nu? Dă-l puțin mai în spate, Sergiu. Așa. Mai. Ok, lasă aici. Deci, pentru cei care n-ați văzut, trebuie să vedeți momentul ăsta. A, și gen așa l-au arătat la TV? L-au arătat cezurat? Nu, da, vezi, nu mi-ai văzut fața, nu mi-ai văzut gestica, n-ai văzut nimic. Înțeles. Totul era acoperit. Deci... ai ratat exact... Da. Da, înțeleg. Deci ai și să transmiți într-o nu a luat camera de pe tine. Da. Da. Și asta este vina producătorului. Dacă l-aveau pe Sergiu, era altceva. Da, adică mi-au omorât momentul. Așa, toată poanta s-a dus... Dacă știam... Întotdeauna trebuie să-ți iei rezerva asta când te duci la o emisiune de genul. Am auzit că toată lumea se plânge de chestia asta, că le taie din moment super nasol, mai ales când bagă niște glume care nu prea poți să le dai la TV, știi? Da, știi care e chestia? Uite, la Ai Umor ei m-au chemat. Da? Și m-au chemat exact cu 2 zile înainte de data limită în acel an. Iar eu n-aveam niciun moment de comedie pregătit și hai gândește-te ce ai putea să faci. Și mi-a venit ideea asta, că ce ar fi să fiu eu una care vinde jucării. Și la început vinde jucării normale și apoi scoate și mai am pe care le laudă mult. Aoleo, cât de mișto e asta și la final zi mai am una total nasoală, nu o să vă intereseze jap. Deci așa ca plan sună foarte bine, dar la modul în care au tăiat-o e lame. Da. Adică sunt de acord cu toți haterii care mi-au spus că e de căcat, pentru că în varianta asta, da, e de căcat. Hai să recunoaștem. Hai să fim bărbați în chestia asta și să recunoaștem că e lame. Da, mă rog, eu am văzut ce ai vrut să faci și sunt de acord că s-a redus mult din impact prin editarea asta nasoală, dar da, până la urmă nu știu dacă a apărut cenzurat la TV, nu cred că a apărut cenzura, că evident dacă se apărea și cenzura chiar nu se înțelegea nimic. Păi a apărut și cenzurat, că asta a fost cea mai groaznică chestie, știi, că nu s-a înțeles, adică s-a înțeles că e o lă, dar nu exact acum, după ce am zis atâtea subit mă jenez la pulă, ce să zic, dar... Și nu, pentru mine n-a fost o lansare a carierei, ca să spun așa. N-am simțit-o deloc ca pe ceva pozitiv. Am înțeles. Dimpotrivă, încă mai vin troli să mă urască și să mă hăitărească și zic că ai fost cu vibratorul la TV. Da, până la urmă n-am. Nu e publicitate până la urmă, că e pozitivă, că e negativă. Da. Auzi de lumea de tine, știi? Păi da, dar nu... Da, n-a fost fain. Cu chestia asta, ce să zic, s-a încheiat și episodul ăsta din Casual Friday Podcast. Vrei să le spui ceva? Da. Spălați-vă pe dinți dimineața și seara. Pentru sănătatea dumneavoastră, faceți mișcare cel puțin 20 de minute în fiecare zi. Cu periuța de dinți înainte și înapoi. Da. A fost Lorena Lupu. Mulțumesc de invitație. La revedere. La revedere.